orice caz, frazii ăștia până cresc mari, da, uite. Da, i-a defrișat, de n-ai văzut de alea vreo. Dar cum erau aia vectorele, nu vezi că au pus puieți? Am văzut. De exemplu, aici nu mai defrișa nimic, s-o rup copac. Ăștia sigur se duc dincolo. Deci au crezut niște oamenii în orice, de asta nu mai vorbesc. Mă, cât trebuie, mă, ce cuvinte sunt. Ai ceva probleme cu mine, mă? Nu mai zice nimic. E concentrat pe tine. Păi da, trebuie să se uite la... Ia să vă las să vedeți. Vreți să mergeți aici să filmați? Dar ce e aici? Cred că e ceva rezervație. Vezi dacă găsești un izvor de apă, corect. Dragi prieteni, n-am vorbit până acum, acesta este un drum de munte, este drumul care merge de la Hunedoara, mai bine zis din Petroșani și iese în Herculane. Haide să mergem să vedem dacă și pe aici sunt pomii tăiați, așa cum ați văzut și dumneavoastră. Ia să vedem. Aici probabil e vreo rezervație. Mergem să vedem puțin pe drumuri de munte. Să vedem. Parcul Național Retezat. V-am spus. Haideți să mergem puțin să vedem ce se întâmplă pe aici. Ia uitați. Cineva a trecut pe aici și poftiți. Uitați.
acum au stricat totul. Haideți să mergem puțin mai sus. Așa cum v-am spus în videoclipul precedent, am să opresc chiar și din nou mașina și să încerc să mai filmez un videoclip despre frumusețile naturii. Dar, din păcate, semeni de-ai noștri distrug. Cred că ați observat copacii tăiați și pregătiți pentru a fi luați și duși cine știe unde. Se simte, e puțină răcoare, așa este la munte, dar este un aer extraordinar de plăcut. Salut, salut! Merge, merge, cățelul! Da? E cu minte! Aici se văd brazii. Unii sunt căzuți, unii sunt tăiați. Asta este. Și acum nu mai e nicio surpriză. Iarăși din nou reușesc să văd zăpada. Haide să o asist, să o vedem în toată splendoarea ei. Da? Vedeți? Uitați și feriga. Urcă, urcă și iarăși din nou găsim zăpadă. Frumos, frumos. Uitați. Cum te observați, aici deja se îngustează drumul și iarăși se lărgește un peisaj mirific. Uitați, zăpadă, pomi, superb!
Dragi prieteni, eu mă opresc cu acest videoclip în acest loc. Drumul continuă. Un peisaj nemaipomenit. Acesta a fost pe scurt videoclipul meu și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like, un share și nu în ultimul rând abonați-vă la canalul meu de YouTube și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Eu am fost Marin Dorel de pe canalul de YouTube și până la următorul videoclip pe care am să-l fac, vă spun o seară cât mai frumoasă, cât mai minunată și multă, multă sănătate. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.